Apostolul, Evanghelia și Sfinții Zilei. Apostolul și Evanghelia de joi, în săptămâna luminată. Apostolul. Cântați Dumnezeului nostru, cântați. Cântați Împăratului nostru, cântați. Toate popoarele bateți din palme. Strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie. Din faptele Sfinților Apostoli, citire. În zilele acelea, zisa Petru către popor, pocăiți-vă și să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Căci vouă este dată făgăduința și copiilor voștri și tuturor celor de departe, pe oricâți îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu alte mai multe vorbe mărturisea și îndemna zicând, mântuiți-vă din acest neam viclean. Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat ca la 3.000 de suflete. Și stăruiau în învățătura apostolilor și în împărtășire, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și tot sufletul era cuprins de teamă, că multe minuni și semne se făceau în Ierusalim prin apostoli și mare frică îi stăpânea pe toți. Aliluia, aliluia, aliluia! Încordează-ți arcul, propășește și împărățește pentru adevăr, blândețe și dreptate. Iubită-i dreptatea și ai urât fără de legea. Evanghelia de joi în săptămâna luminată. Citire din Evanghelia de la Ioan. În vremea aceea era un om între farisei care se numea Nicodim, și care era printre mai mari iudeilor. Acesta a venit noaptea la Iisus și a zis, Rabi, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător, căci nimeni nu poate face aceste minuni pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Răspunsa Iisus și a zis, adevărat, adevărat îți spun ție, de nu se va naște cineva de sus, nu va putea vedea împărăția lui Dumnezeu. Dar Nicodim a zis către el, cum poate un om să se nască fiind bătrân? Oare poate să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Răspunsa Iisus, adevărat, adevărat îți spun ție, de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este, și ce este născut din duh, duh este. Nu te mira că ți-am zis că trebuie să vă nașteți de sus. Vântul suflă unde vrea și tu auzi vuietul lui, dar nu știi de unde vine și nici încotro se duce. Astfel este cu oricine este născut din Duhul. Răspunzând Nicodim, l-a întrebat, cum pot să fie acestea? Răspunsa Iisus și a zis, tu ești învățătorul lui Israel și nu le știi acestea? Adevărat, adevărat îți spun ție, că noi ceea ce știm grăim și ce am văzut mărturisim, dar mărturia noastră nu o primiți. Dacă v-am spus vouă lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede dacă vă voi spune vouă lucruri cerești? Nimeni nu s-a suit în cer fără numai cel care s-a pogorât din cer, Fiul omului care este în cer. Și precum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului,
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Sfinții zilei de 9 mai, Sfântul Șio din Mâgvime, Georgia, Sfântul Mucenic Gordian, Sfântul Mucenic Epimah, aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari, Sfântul Proroc Isaia, Sfântul Mucenic Hristofor, Sfântul Iosif de la Optina, cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.